Pamte. Bie! Da. Da, unde ai scos fotele? Mai mea destule. Zi tu că nu-ți poze bune. Păi pe asta m-am pătricou. Astăzi, oameni buni, vom umple toată casa cu poze cu Cezara Cristescu, pentru că foarte mulți dintre voi știți că ea este crush-ul lui Sai. Și vă întrebați, băi Romi, de ce umpli casa ta? Ei bine, Sai când s-a mutat cu mine așa pe o perioadă nedeterminată de timp, dar oricum nu o să stea foarte mult la mine în apartament, o să-și caute și el chirie, pentru că dacă stăm doi în apartament, posibil să apară certuri și vrem să vedem asta din timp și să nu dăm curs certurilor ăstora inutile, pentru că avem o prietenie frumoasă, ok? Mergem repede, scoatem foile cu Cezara și încep să umplu tot apartamentul. Băi, să avem toate foile aici, încă nu v-am arătat ce poze am scos cu ea. Uite, o avem pe asta, toate sunt de pe Instagram. Mergeți, dați un follow, dați un like. Pe avem pe astea, pe avem pe astea, și le mai avem pe astea. Dar înainte să vedeți cum am decorat casa, vreau să vă spun de prietenii mei de la Surfshark. Când nu știți ce e Surfshark, bine, acesta este un VPN pentru Android, iOS, Smart TV sau PC. Și hai să vă spun și niște beneficii de ce îl folosesc și eu. Bine, primul este că îți oferă confidențialitate în timp ce navighezi pe internet și îți protejează datele. Îți maschează adresa IP, astfel încât locația și istoricul căutărilor tale vor fi nedetectabile. Doi, îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare. 3, îți permite accesul la pagini care ar fi blocate în România. Da, cu asta să zic că ai un mic hack și poți să ieși pe acolo, cum ar fi paginile de știri, de streaming, și poți găsi și prețuri mai bune pe unele site-uri, cum ar fi biletele de avion și așa mai departe. Și pentru că știu că foarte mulți dintre voi vă uitați la filme, seriale, aici vin cu al patrulea beneficiu. Netflix, să zic, are o gamă limitată de filme și seriale aici la noi în România. Dacă folosești Surfshark, ai acces la toate filmele și serialele Netflix. Înțeles, pe abonament poți adaugi și membrii familiei ca să-i protejezi și pe ei și poți anula gratis în primele 30 de zile de la cumpărare. Dacă ești nemulțumit, îți primești toți banii înapoi. O să vă las un link în descriere, alături de promocodul meu care este Robinet. Introduceți-l și veți primi primele 3 luni gratis și 83% reducere pentru viitoarele luni. Acum să revenim la clip. Avem un total de 100 de poze, 25 din fiecare am luat și scos să le punem peste tot. Asta este setup-ul lui Sai. Acum că i-am aprins PC, o să vedeți cât de mult ține la Cezara. Da, aparent îi se deschide greu rău de tot râșnița asta. Zici mie vere că ăsta e 3000 de euro. Ce scuzați, dezordinea e normal să fie așa. Hai că s-a mutat recent și acum 2 zile și-a adus setup. E dezordine aici, e dezordine și în dormitor. E dezordine și aici. Aici o avem pe Cezara și acolo avem setup-ul meu. Și aici e dezastru, uite și un monitor. Sunt foarte multe chestii pe aici pentru că v-am zis abia s-a mutat și încă n-am apucat să facem ordine. Ideea e că o să punem foarte multe poze cu Cezara. E foarte tare e că el nu știe de toată chestia asta. Vă jur pe ce vreți voi și vreau să aveți încredere în mine. Nu i-a spus nimeni. L-am apucat să fac astea toate azi. Și dacă întrebați: hei Robi, s-a mutat cu tine, dar unde-i Sai? Poate de față s-a dus la o întâlnire și până se întoarce, eu cred că am timp să umplu toată asta. Înainte să încep procesul din a păta toată casa, vreau să vă rog să vă abonați canalului, pentru că vreau să ajung vara asta la 250.000 de abonați și asta o pot face doar cu ajutorul vostru, așa că abonați-vă. Apăsați și butonul de like să facem, nu știu, 10.000 de like-uri la acest clip, eu aș aprecia enorm de mult. Activați și clopoțelul și lăsați un comentariu cu ce vreți să fac mai încolo. Și bineînțeles, dacă vreți să vedeți mai mult din viața mea, off camera, follow pe Instagram la 1robinetul1. Hai să fim 40.000 pe Instagram. Plus că oricum o să urmez un giveaway. Și am uitat să vă zic, trebuia să fie scump clipul ăsta, adică o foaie color e 2 lei. Și am luat 100 de foi. Dacă aveți un calcul rapid, 200 de lei m-ar fi costat toate foile astea plus 4 lei scociu. Și eu chiar cred că am ales 4 modele de poze, un erou de tot. O să-i placă prank-ul ăsta. A venit domnul Sebi să ne ajute aici, l-a pus poze cu Cezara pe perete. A venit și Sidea, tu cred că o să poți să pui cam până pe aici. Da, pe bune, poți să te apuci în dormitor dacă vrei. Le-am arătat deja băieților. Ca să încep de cu pozele astea două. Păi la două poze la fel, pe monitor, nu? A, pe lumină. E lumina vieții lui. Sunt deși ne-am pus azi, nu. Cum mă zicem nimic? Bă, să facem cumva muncă în echipă, să meargă mai repede treaba. Eu tai scociu. Adevărat, tu tai scociu, eu lipesc. Hai mă, pune prima poză. Prima poză? Vrei să aprinzi astea să vedem cum se vede? Nu, că e un leneș ordinar și nu și-a făcut setup-ul, nu și l-a terminat. Cum s-a aprins asta? Da, vă mă, Sebi. Eu ce fur de aici până plec? N-avem de asta. Avem doar... Dar nici noi n-avem. Boxele astea. Vezi, cred că-s 20 de milioane. Perfect. Bun. O să fie calculatorul ăla. Are două. De ce avem nevoie de două? Că să-l ducem afară la ușă. Stai că are astea conectate pe aici. Băieți, se miște treaba mai bine. O să dau un rec după ce pun și eu câteva poze. Da, nu ne mișcăm foarte repede. Au trecut 10 minute și am pus poza asta, alea două și aia de acolo. Stai, unde este? E la date. A, uite pe asta. Pe asta nici măcar n-am văzut-o. Ar fi să vină cu aia acasă să vadă asta. Nu știi că m-am gândit la asta? Nu știi că m-am gândit la asta? Ar fi amuzant. Și nu că stai glopus. A fost o cerință ca să se mute cu mine, că asta să mă rog de ce. Băi, nu mă mut dacă nu sunt poze cu Cezara peste tot. Hai, hai să ne apucăm. Haideți să mai punem. Bă, dar facem ce facem și nu facem treabă. Mai gata. Corect, aproape gata. Îi bag și aici una. El când intră în casă, nu vreau să-i dau de înțeles. Noi pregătim asta, gen, nu o să punem prin afară și ceva. Legis chiar nu știe? Chiar nu știe, jur. Ia du-te, stai lângă. Cum? Am tăiat. Pentru că nu credeam că e posibil. Da, mă, dar ție nu scurge sânge de aici, mă, ție scurge testosteron. Ce bine.
Aici încercăm să improvizăm un trepied. Dai, că băgăm șosete. În tot chinul ăsta dați vina pe Payne în comentarii. Scrieți-i pe Instagram să-și cumpere un trepied. Hai, ce echipă bună face. Am fi amuzat să punem una și cu susul în jos? Spider-Man. Spider-Woman. Am pus una acolo sus, băie. Mi se pare că... Oh, bă, mă leși poza, perfectă. Da, să mă uneu. Știți voi că nu arată ca un urs? Cine? Da, zice ăla din azbuca de 2 metri. Ce v-ați amuzat cu susul în jos? În vacanța de vară vă place? Abonați-vă canalului și la mine și la Sidaia și la Sebi și la Sai. Tot Cosmopolis Gang-ul. Bă, îți dă ce greu mi-era să fac toate chestia asta singur, bă? Ai timpul nostru prețios de asta în pat ca să venim să te ajutăm. Corect, că vreți să începem să-i punem și prin dormitor sau ai sunt puține? Bă, chiar sunt puține, ia? Hai bă, să punem mai multe. Fii atent, dăm două deodată, fii atent. Opa, cât un scoci pe fiecare. Scoci? Cielo. Bun. Și aici sus astea două. Una aici. Ce prost sunt? Și una aici. Da. Dar unde ai scos forțele? Știi ce mi se pare mie dubios? Noi de fiecare dată când facem clipurile astea cu umple camera cu poze de astea, mergem la același Xerox. Și de fiecare dată sunt fete diferite. Înainte era Mara, apoi e Cezara și cu cine am mai scos? Am scos cu Miriana pentru tine. Dacă am și o abonată care mă iubește pe mine mult, la 18 ani, mesaj. Am reușit eu și am 30 cm mai mult decât tine. Bă! Îmi vor cădea pozele, încercând să le punem în dormitor. Aici știi ce vreau să fac, nu? Pe inimă mare acolo, așa, bam. Deja e clasica asta cu inima. Aici puteți vedea ce echipă bună am făcut cu Sebi. Hai, urcăm în pat, nu? Eu fac forma, nu? Stai, hai, să nu, că trebuie să vin cu gogoașa. Păi pui aia așa. Bravo, 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 da, 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 da. Păi că funcționează mai bine decât îmi cred. Dacă o fac așa e bine și o ține și pe asta strâmbă. Cred că chiar prinde formă cu așa. Dacă vine cu fata aia acasă, eu zic că și-o face cu mâna lui. Dar cheamă-l după ea acasă. Uitarea, bă, că, bă, hai că vă las singuri. Da, și-o aduce aici în pat. Și-o mai zic, a, te rog de fata asta în povestea asta. Că mi-a arătat Instagram-ul, mi-a arătat tot. Și-o zis, hai să fiu băiat. Băieți, arată inima sau n-arată? Uite, e cască. Am plecat în genunchi în fața ei. A, mai bine. Da, fii atent. E ok, bă. Da? Da. A, bă, chiar arată bine, ești perfect simetric. Acum te nasc inimioara asta. Știi ce facem ăsta? Nu doarme cursul. Hello. Cine? Sebi, vino puțin. Ia, ține-l. Că e amuzant de vârst. Da, tu te-ai ce gândește ușurețul ăsta cum le vede cu el zice, ah, mă, v-ar plăcea să mă facă cineva așa. Perfect. Chiar e tare, vrei să te mint? Bă, dar ai pus aceeași poză de 3 ori. Așa arată până cu camera. Hei, si de-aia, ai observat ursulețul ăla? Acum, e dubios. Dacă ai intrat la Sebi în casă și ai vedea poze cu tine peste tot, cum ai reacționat? Nu se răstignit. Acum nu m-ar mira. Acolo sunt poze, acolo e inimioara cu ursulețul, mai multe poze, Sidea, multe poze, mai multe poze. Nu i-am dat deloc de băinit, așa arată living-ul, așa arată dormitorul, n-are de unde să știe că-i fac eu prank. Și așa arată dacă intrăm în el. Ai cules, sunt curios cum e întors pe asta, tată. Eu ți-am făcut ceva frumos, așa că tu nu ai voie să pui băieții pe mine sau să-mi faci ceva urât. N-ar fi corect. Mă întorc la pus poze, băieți, că mai avem câteva. Mai avem? Asta e ultima poză? Asta e ultima poză. Sebi, pune-o tu unde vrei. Da, 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 da. Sau pe celălalt perete. Au, unde scrie foaia de la mulți ani. Au, ce m-am lovit. Și pe partea asta e Mara. Uite, pun-o aici pe Cezara, să fie lângă. Faci și stai... colecție, faci colecție. Da, fac colecție aici în baie. În sfârșit am terminat, așteptăm pe Sai să vină în cuiu și ai auzi. Bam, 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 de multe ori, ca să nu poată intra. I'm so lonely, broken angel. Așa arată living-ul momentan. Sunt multe poze cu Cezara, o avem și pe aia acolo sus. Le avem și pe astea aici, și aici, și peste tot. Și așa arată dormitorul. Mi se pare tare. Sincer, mai trebuia una să o pun pe penă, dar aia pot să iau pe aia de acolo și să o pun pe... A, uite, fix asta a căzut. Bucură-te, Saic. Ce faci? Ne-ai terminat? Ai acasă? Bun, hai, te aștept. Spune salut la vlog. Ești fericit? Da, de ce vlogul trebuie să știi, ești fericit? Da. Nu trebuie. Nu? Încă nu. Cum nu? Nu! Bă, vere! Ce reacție ai avut? Uite-l pe la... Bă, nu cred! Bă, spune-ne că tu chiar nu știai că poate nu mă cred. Bă, ești fan, Aru! Bă, nu mai... Bă, dude! Am și pe pat! Da! Când naiba l-ai intrat? L-ai intrat înainte sau după ce ai plecat cu zbâr? După ce m-am întors de la piscină. Tu plecasei deja. Bă, nu cred! De ce l-ai traumatizat pe ăla acolo? Nu-i amuzant? Nu, ce ritual ai făcut în camera asta, Robi? Bă, Robi! Zi tu că nu-ți poți pune. Păi pe asta m-am pătricou. Băi, nu, băi, la asta nu mă timpesc. Dar te-ai venit ca te-au îmbrat.
Nu mai știu, dar ai pus și nimic? Nu, cum să crezi asta? Că nu mai aveam destule. Băi, mă, bă, bă, cât ai făcut mere? Cât ai intrat la 100? Da. Bă, tici, pana, rămâne tot. Dacă sunt și bucătărie, nu, bă. Nu, că e mizeria acolo, n-am făcut curat. Da, mă, da. E lângă asta mea, cum ară. Da. Pentru că aici clipul bine, o să mă răsplătesc, o să merg o seară la mare și clipul o să-l pun de pe o rețea de Wi-Fi publică, nu uitați de share, și siguranță o să-l folosesc acolo. Aveți link în descriere de la promo codul meu. Ți-a plăcut, mă? Da. Mai vrei? Da. Eu aștept să mi-o întorci, să știi. Money line, I'm already.